Hai! Încă acolo! Dă-i! De unde ți-a luat permis? De la Pitești? Nu mai spune la nimeni. Cum se numea, mă, filmul ăla în care... În care... Al bagi în spate? Era un film franțuzesc, parcă, în care e un șofer din asta care merge cu mașina peste tot și totul e rezolvabil de la volan. Nu știu. Nu știu, face totul de la, de la volan, adică... Așa lungă și conduce el. Hardy a jucat, Tom Hardy a jucat într-un film ca ăsta. Tom Hardy... Ne parle pas français, Tom Hardy. Da, dar e un film din ăsta, totul se desfășoară într-un BMW. Într-un X5, cred. Cu Tom Hardy? Da, Loche se numește filmul, Leo cu capa e. Ce proiecte mai faci? Bă, pregătesc un film acum. Un film cu... la Cluj, foarte fain. Sper să... Au bani oamenii de acolo. Dacă se face, oamenii nu cumpăr apartamente. Nu, dar îți dai seama, îmi face un imobiliar. Nu, mă, nu. Ciudate să vorbești cu o doamnă la telefon și să spui Doamnele ajută. Dar ce zici mereu Doamnele ajută? Pentru că am trei acasă. Să te ajute Doamnele. Păi nu. Am una mare, una mijlocie și una mică. Da. Și de obicei, e bine să iei și tu asta în calcul, Doamnele ajută. Și eu am două doamne, n-am trei. Ai văzut? N-am ajuns la performanță. Dar nu contează, în lume, în România sunt 6 femei la un bărbat. Deci e bine să spui Doamnele ajută. Statistic, da. Este mult mai practică decât să spui Doamne ajută. Mă rog, 6 femei la un bărbat, dar la tine sunt mai multe. Adică tu tragi, de-aia sunt 6 femei la un bărbat. De-aia sunt două la tine. Când ți-ai dat seama că ești frumos? De când m-am născut. Plângeai diferit, poate? Nu, frate. Da, ai să râzi, dar eu niciodată n-am crezut că sunt frumos. Pe bune. Până când? Și nici nu cred. Nici acum nu cred. Aba da, acum hai să zic că m-am mai convins. Cum era? M-am mai convins un pic așa. Rolul din Vlad ăsta a fost ăsta care te-a zis, bă... Da. Și o carieră de model. Uh-huh. Ok. Dar să revin la întrebare, când mă ciupeau babele la biserică, la bunică mea fiertată, în porumbacul de jos acolo și veneau și... Uai, ce băiat frumos, uai, ce băiat frumos. Atunci mi-am dat seama că există un potențial. Atunci ți-ai dat seama? Da. Atunci mi-am dat seama că aș putea. Nice. Fii frumos. Dar știi că babele fac asta cu orice, oricine. Băi, mai ales dacă ești plinuț. Și eram destul de plinuț când eram mic. Erai chubby? Chubby, da. Da, am fost cu chubby, destul de chubby, da. Să știi că... Bună, salut! Nici nu e greu. Era să zic, uite, ne-am recunoscut. Nu, sunt cu noi, sunt oamenii, da, nu știu, da, ok. Nici nu prea e greu să fii bărbat frumos în România, să știi. Bă, adică... bă, da, e greu să fii bărbat. Nu, hai de Tom. Bă, nu. Păi știi de ce? Pentru că sunt 6 femei la un bărbat și atunci pretențiile femeilor sunt mai scăzute. Pentru că oferta pe piață este mică și te mulțumești cu ce ai. Ok. Asta e problema, okay, de fapt. Că dacă ar fi fost 3 femei la 3 bărbați, păi da, ar fi fost foarte picky. Câte branduri de haine sunt la femei? Sunt mii de branduri de haine. De ce oare? Pentru că femeile sunt picky și dacă au de unde alege, vor sta să aleagă. Am vorbit cu colegii tăi de platou. Așa. Și mi-au zis niște lucruri despre tine. Niște lucruri pe care tu nu le-ai zis nimănui. Cât de tare. Și acum ai șansa să recunoști. Deci dacă e ceva ce ai făcut sau știi că ai ceva acum pe e. suflet. Acum e moment. Dă-i, asta e. Acum am să recunosc, n-am. Am aflat despre tine că așa, ești neîndemânatic. Băi, nu sunt neîndemânatic, ai să râzi. Sunt clumsy în sensul în care sunt împiedicat. Și așa e. Ce sunt te împiedică? Multele gânduri pe care le am. Deci adică, mi-au zis fetele, nu o să zic cine, da? Mi-au zis fetele că dai cafea pe tine mereu atunci când bei, îți pătezi mereu Doamne, cămașa. Cum a fost, da, am avut, deci era o secvență.
Bă, era o secvență super importantă în care trebuia să fiu țiplă. Ok. Și trebuia să mă concentrez și toată lumea și era prin planul meu. Prin așa. Planul meu. Și eu sunt fan cafea de specialitate, cafele, chestii trezi. Și filmam la Novotel. Secvență în casino. Poc, poc. Are amortizoare mai... Sportiș. Sportiș, da. Deci dacă ne tremură vocea, da. Să știți că nu e de la emoție, de este la amortizare. Este de la faptul că... Da. Și la cafeaua de specialitate, cei care îți vând cafea de specialitate, de obicei vor să bei cafeaua la ei, în ceșcuța lor. Și în... Pentru branding, pentru ok. Nu neapărat pentru branding, pentru gust. Că cafeaua bună se are un gust mult mai bun într-o ceașcă de cafea normală și bună. Nu în de-alea de plastic. Ok. Și eu fiind la filmare am zis, bă, puneți-mi de asta, de takeaway. Și mi-au pus. Problema la aia era că nu se punea capacul prea bine și era foarte lus așa. Deci puneai capacul, credeai că e solid, dar el se mișca. Și eu, în cămașa albă, înainte de prim plan, am zis, hai să beau un pic de cafea, să mă... Și am băut, bă, și nu venea nimic pe gură și s-a dus pe și pe simțit ceva cald pe piept. N-am simțit cald pe piept. Și am zis, hai, gata, sunt pregătit, ok, sunt gata. La care nu mai știu cine a venit și mi-a zis, Adi, zic, what? Ai, nu cred așa ceva. Dar, într-adevăr, sunt foarte clumsy, adică nu sunt neîndemânat. Dacă mă pui să repar lucruri, chiar repar lucruri, uite cum ar fi și acest GoPro, imediat îl repar. E ok, da. E ok, lasă că stai. Că mai îmi rămân niște șuruburi, după okay. Aia asta e partea a doua, facem economie. Dar chiar sunt îndemânat. Așa, altceva ce au mai zis fetele. Așa. Mi-au zis că adori plăcinta cu mere, dar mereu dai... la o parte zahărul pudră. Și ăsta e secretul, se pare. Da. Nu? Mamă, da. Mai ce foame mie. Da, așa e. Deci sunt so fucking nerd când vine vorba de plăcintă cu mere. Doamne, sunt strudelul ăla cu mere și mamă ce foame mie. Sunt efectiv plăcintă cu mere geek. Băi, dar sunt atât de mult îmi good place. To know. Good to know. Și într-adevăr, nu-mi place să aibă foarte mult zahăr. Dulciurile de obicei nu-mi place să mai... Am avut o perioadă de un an de zile în care am renunțat complet la zahăr. Adică complet la zahărul adăugat. Pâine, e foarte greu să faci chestia asta, îți cere creierul. Extrem de greu, îți cere tot. Dar poți să mănânci banane, poți să mănânci lucruri care sunt dulci by nature. Știi? Ia. Salut. Fructoză. Pe mine mă caută, să știi. Pe tine te caută? Da, de-aia am intrat așa în fugă, dar nu și-au dat seama. Ok, da, adevărul că mergem și cu o mașină care nu atrage atenția. Da, exact. Ești safe, eu zic că ești safe. Ai ales foarte bine mașina în care să ai ghetă. Dacă o decapotăm, atunci ai și mai... Nu, pe de-aia o ținem așa. Zi-mi, ce supererou ai vrea să joci? Ah, tare. Nu sunt atât de dinamic ca să pot să joc un Spider-Man sau un Batman. Dar okay. James Bond nu știu dacă e super erou. Un James Bond mi-ar plăcea să... E doar erou. Da, dar un super erou, stai să mă gândesc bine. Am jucat Superman, să știi. Superman? Ok. Da, am jucat în câteva reclame și într-un scurtmetraj Superman, efectiv. Care chiar era maternat, ribuit. Da. Ce super erou crezi că ar lipsi Bucureștiului dacă ar fi să interpretezi un super erou? Sau nu neapărat să-l interpretezi tu. Ce dacă m-am putea să ne alegem, să avem un erou aici în capitală, ce... Rumburac. Rumburac? Ce să stai degeaba, ce să rumbură după nume. Nu, mi-a venit așa, a fost o inspirație de mult. Mai ții minte Arabella, care avea un inel magic? Da. Ne trebuie o Arabella în Bucureștiul ăsta, care are un inel de ăsta magic, nu o verighetă. A fost Gabriela Firea, adică... Nu are mai multe inele și nu știi care e magic de acolo. Și nu funcționa. Nu, trebuie un inel magic. A, deci, ce sârmă, nu. Știi ce aș face? Și acum vorbesc cel mai serios. Ok. Aș elimina mașinile. Îți jur. Aș lăsa mașinile numai pentru urgențe, gen pompieri, smurg. Okay. Poliția n-ar avea nevoie de mașini, dar pentru uzul personal aș elimina mașinile. Aș ajunge la
o utopie, dacă vrei, cum este, spre exemplu, în Amsterdam sau undeva în, unde în se Maastricht. Merg sau biciclete. Unde sunt multe biciclete, scutere, și nu, da, este nevoie, da, să te chinui în trafic. Când am venit în București, am zis, bă, o să stau câțiva ani să văd, să ies pulsul, eventual fac niște bani și mă întorc înapoi la Brașov. Dar cu siguranță n-o să mă însor aici. Ok. M-am însorat. După aia am zis, bă, mă însor aici. Planul ăsta, planul pe care ți-l faci acasă, nu are legătură cu planul din stat. Nu, niciodată. Deci am zis că, bă, mă însor aici, ok, hai. Dar n-o să am copii aici. Iată. Am și doi. Care am zis, bă, dacă îl nasc aici, bă, nu o să-l cresc în București, că este jungla asta mare. O să-l duc la Brașov și o să-l crezi la Brașov. Are 6 ani cea mare. Da. Cum e să aștepți după un casting? Cum e după ce dai o probă? Cum sunt momentele după, bă, aici, după ce dai casting? Aici e un truc pe care l-am, să zic, propovăduit de fiecare dată când am mai avut, să zic, speech-uri pentru studenți, pentru... Motivaționale. Nu, mai mult sau mai puțin motivaționale. Niște TED Talks, dacă pot să le spun așa, știi? Și tuturor le-am spus, nu intrați în Requiem for a Dream. Ok. Pentru țin că, minte filmul. Da, exact. Pentru că un casting, o audiție, o probă, trebuie să o dai, să o împachetezi și să o dai uitării. O arhivezi și o lași. E ca și când investești în criptomonede, la fel. E același lucru. Banii pe care ai băgat acolo, exact, e, exact, e, bravo. Exact asta trebuie să faci, pentru că, ia uite, Exarhu era acolo. Era Exarhu? Da. Deci, la casting, dacă îți place mult proiectul, ți-e greu să faci asta, dar asta este ideal. Te duci, dai proba și zici, n-am luat-o, n-o să iau niciodată, pleci și îți continui viața ta. Pentru că dacă stai să te gândești cum a fost, puteam să fac mai bine, aș fi vrut să iau proba asta, nu faci altceva decât să-ți grăbești bătrânețea. Ok, da, așa este, e. Așa este, am fost la poate chiar mii de castinguri în care... Deci ai și picat. Da, castinguri, da, nu, da, picate sunt 90%. Atunci când, mamă, 90%. Asta e important, că trebuie să încerci, trebuie da, să te duci, să-l dai și atât, asta să fie plusul tău, că te-ai dus și ai dat proba, atât. Faptul da, că l-ai luat, sunt zeci de mii de plusuri peste, dar nu poți să te duci la loto cu 10 lei, să-ți iei un bilet de 200 de mii, cu potențial câștig de 200 de mii de euro și dacă nu ți iei să zici, a, am pierdut 200 de mii de euro, da, intri în depresie. Nu ai cum, frate. Da, plus că nu există castinguri, nu există actori slabi, există doar castinguri proaste. Sau actori nepotriviți pentru rolurile respective. Exact. Sau roluri nepotrivite pentru actorul. Exact. Da. Asta e șmecheria. Vreau să facem, vreau să ne jucăm un pic. Uite, vezi că ai întorpedo ceva. Nu e un pistol, stai liniștit. O știu. Știi cartea asta? Da, bineînțeles. Fii atent ce vreau să facem. Vreau 6 sași în 6 saci. Doamne. E cartea mea de acasă. Uite-te. Păi am și eu. Știu. Uite ce scrie bună pe carne. Ea. Era din... Scrie curs izolare. Era când a venit pandemia și făceam cursurile online pe Zoom. Da. Uite, vezi? Curs izolare. Da. Fii atent. Vreau să facem niște exerciții, dar un pic mai ciudate. Am avut în weekend un curs. Și le-am zis fetelor de la curs că urmează să filmez cu Adi Nartea. Eu dacă citesc în timp ce tu conduci, o să vomit. Eu am rău de mișcare. Deci dacă stau pe telefon sau pe ceva când merge cu mașina, mie mi se face rău. Deci, e invariabil. Îmi trage mai la sala, pardon. A, bun. Păi, să fim aproape, da. E ok. Dacă totul să fim de succes, măcar să fim aproape. Trage mai la sala, pardon. Da. Ba. Direct. Am pus aici, uite, au loc să stea și oamenii acolo. Așa. Bun. Dar tu când bagi marșaliera așa... Da, da, e din asta. E... Fii atent, de așa, la 218, așa, punctul 4, asta, da, aici, ok, până aici, așa. Dar asta, ziceam ceva mai devreme despre fetele de la curs, le-am zis că urmează să filmez cu tine și au zis, cu Vlad, și zic, da, cu Adi. Și le-am pus să citească un text sexy și... A zis una dintre tipe, ok, o să mă gândesc la Vlad, că nu o să fac asta.
Și zic, bine, gândește-te la cine vrei tu. Ce e doar simil sexy și acum vreau să-l citești tu sexy. Și să mă gândesc la ce? La ce vrei tu? Un cocostârc s-a dus la descocostârcărie, unde descocostârcăreau și alți cocostârci nedescocostârcăriți ca să se descocostârcărească de cocostârcăria lui. Ok. Asta a fost gen audiobook. Audiobook. Și vreau acum extraordinar de sexy. Da, bine. Din ăla așa... Măi... Suave. Un cocostârc s-a dus la descocostârcărie, unde se descocostârcăreau și alți cocostârci nedescocostârcăriți ca să nu se decocostârcărească de cocostârcăria lui, pentru că cocostârcăria mea era net cocostârcăricească deasupra cocostârcăriei lor. Și atunci cu o cocostârcă timiditate... E prea lung preludiul ăsta, da. Ești la treabă, bun. Da. Șaptele, ăsta de aici, dar ca și când te milogești de un domn polițist să nu-ți ia permisul. Da. Deci okay. Este la geam și tu trebuie să-i zici exact să nu-ți ia permisul. Toată chestia constă într-un ax perpendicular pe metafox și lipsit de picuflast de sus. Ex în jos ex. Seamănă cu corocoropelnița sau corocoropelnița, da? Corocoropelnița. Da, cu corocoropelnița, domnul agent. De jos ex în sus ex. Seamănă cu caracorocoropelniță mixindrilică și incococefedestrabilă, iar privită de-a dreptul nu este decât o biribistrocizare de pomină. Nu îi las permisul, domnul polițist, fii atent. Nu, domnul polițist. Facem un singur lucru aici. Jesus Christ. Mi-aduc aminte, Doamne. La 5 și 6, la astea două, da. Vreau să mi le zici ca și când vorbești într-un monolog răzbunător. Este monologul din Vlad. Da? Este mega răzbunător. Și vreau să interpretez asta. Unui tâmplari s-a întâmplat o întâmplare. Alt tâmplar. Auzind de întâmplarea tâmplarului de la tâmplărie, a venit și s-a lovit cu tâmpla de tâmplăria tâmplarului cu întâmplarea. Până când a cărămidărit cărămidarul pe cărămidăriță, a cărămidărit cărămidărița pe cărămidar. E amuzant că n-are niciun sens ce spune, că n-au niciun sens exerciții. Băi, sunt puține exerciții de dicție care au sens. Păi da, în afară de sensul dicției, bineînțeles. Sunt făcute special ca să te concentrezi doar pe pronunție. Cât de greu ți este să nu fii asociat cu Vlad? Bă, mie e foarte ușor să nu fiu asociat, că nu mai sunt Vlad, adică, dar o bag la loc? Da, bag-o la loc. Dar e o obișnuință care practic de 4 ani de zile mi-a intrat în sistem și pot spune că am învățat de la Vlad o sobrietate, am învățat de la Vlad o căpoșenie, chiar am învățat de la Vlad și cum să faci să nu te răzbun, pentru că răzbunarea nu e una utilă. Nu e o soluție. Și am învățat, am învățat foarte mult. Pe lângă faptul că am învățat de la Vlad foarte multă actorie, timp de 4 ani de zile a fost într-adevăr o școală pentru mine. Chiar a fost o școală. Okay. Cred că a fost cea mai șmecheră școală de film pe care putea să o facă, poate să o facă vreun actor. Mai ales cu rolul ăsta a fost, wow. Cum a fost trecerea de la model la actor? Băi, în degrade, dacă pot să zic. Ok. A fost, încă mai am joburi de model. Mult mai bine plătite, bineînțeles. Dar când te întreabă cineva, ok, cu ce te ocupi? Spui că ești model sau actor? Actor. Actor. Pentru că am devenit actor și nu mai... Adică, trecerea de model la actor a fost în faptul că fiind model am fost chemat la multe reclame și făcând reclamele și văzând că aveam un feedback pozitiv, okay, am continuat și am căutat în zona de actorie și am început să fac tot ce a ținut de mine să fac
na, să fac actorie, știi? Okay. Și practic, adică au fost momente în care într-adevăr aveam și ședințe foto și prezentări de modă, în același timp cu reclame unde aveam un rol de făcut, reclame fiind ceva foarte mic. Și trecerea a fost așa, în degrade, cum ai zis tu. Da, exact, treptată. Cu ce actor ți-ar plăcea să joci măcar o dată în viață? Tom Hardy mi-ar plăcea să joc. Toamne. Deci am nimerit când l-am adus în discuție pe Tom Hardy. Da, da. Da, mi se pare Marlon Brando, iară. Da, Marlon Brando. Vai, de ce Tom Hardy? Nu știu, pentru că... Și dacă ai jucat într-un film cu Tom Hardy, el actor principal, tu ai fi un bad guy. Sau tu, sau el să fie... Nici nu contează ce aș fi. El a jucat pe Bane, nu? Da. În Batman. Păi, cu aia s-a consacrat. Cu aia spar gheața, să zic, din talentatul ăsta underdog a devenit, știi? Da. Cu orice actor care oferă. Și îți dai seama, știi? Pentru că actorii care oferă nu fac altceva decât efectiv să-ți potențeze tot ceea ce ai tu. Și am avut parte și în Vlad. Majoritatea din Vlad sunt actori foarte buni care, bă, te ajută. Și te ajută într-un fel atât de organic și atât de necalculat, încât te inspiră efectiv. Te inspiră. Și tu la rândul tău, practica, da, cea care exact te învață. Tu la rândul tău, dacă te lași inspirat și dai și arăți și îl ajuți pe celălalt, și devine așa un schimb atât de frumos și de util de energie transformată prin replici și prin tot felul de trăiri, încât lucrurile devin efectiv naturale, și asta e cel mai important. Ce ți-a rămas din Vlad? Încă îți mai cureți arma seara pentru a doua zi, sau mai ai cuțitașul mic la gamba acolo? Ce drăguț! Băi, din Vlad mi-a rămas sobrietatea, pot să spun, mi-a rămas. Am învățat de la Vlad. Ce am zis și mai devreme, că am învățat multe lucruri de la Vlad. Știi? Mm-hmm. Și am învățat că, practic, forța nu e ceva ce trebuie să arăți că ai, ci trebuie să fie. Dacă nu este, nu arăta. Știi? Pentru deci că nu este... merge cu fake it till you make it. Ba da, merge cu fake it till you make it, dar be you sure... You gotta fake it good. Be sure to fake it somewhere safe first. Okay. Așa merge, dar asta am învățat, că dacă nu ai efectiv balls, nu arăta ca și cum ai avea, pentru că se vede la final, știi? Yeah. Pur și simplu trebuie să le ai, punct. Cineva care are nu stă să-ți arate că are, știi? Da, corect, da. Așa e. Un mafiot nu spune niciodată despre el că e mafiot. Exact. Spun alții. Da. Cum un super bogat nu o să-ți arate niciodată că prin haine sau prin ce face el că este super bogat. Câți ani are fata ta? Una are 6 și alta face un an acum, pe 4 martie. Mamă, 6 ani și un an. Nu e mare diferență între ele. 5 ani, da, dar e ok. E mișto, Doamne, sunt drăgostit de amândouă. Când o să crească fata și o să vină cu primul iubit acasă, cum o să te porți cu ea? O să mă uit la ea și o să o întreb, bă, ești sigură? Dacă zice, da, treaba ta. Eu mă gândesc în felul următor. Până să vină cu prietenul acasă, așa, eu o să încerc să fiu sincer cu ea pe toate planurile. Și dacă eu fiind sincer cu ea și ea are alegerea asta, n-ai ce să mai faci. Adică este alegerea ei. Nu, ce m-ar interesa foarte mult este să am grijă de ea. Nu știu. Chiar nu pot să proiectez asta în cap, să văd când vine cu prietenul ei acasă. Mine cu prietenii acasă, eu o să am... Îi arăți niște filmări cu tine de când erai tânăr, niște filmări din Vlad. Ce e, tata, trebuie. E o casetă cu tata de când era... O să vin la... Știi ce o să fac? O să vin la cămașă deschiată și dacă nu o să aibă abdomenul meu când o să... Așa?
asta trebuie să fie. A, exact, asta e. Unde ne vă parcăm aici? E, pe da, aici este... E cu plat, uite, bagă frumos aici. Plat, normal. Dacă n-ai tu aplicația, am eu parcat. Aplicația. Am parcat. Suntem pasajul Sfântul Gheorghe. Mamă, cred că n-am fost niciodată în asta. O să gustăm trei cocktailuri. Așa. Care se găsesc în filmele lui James Bond. Dacă ne-am filmat într-o mașină care... Vezi dacă Vlad a avut cocktailul lui preferat, duce la James Bond, da, asta e. Păi, nu e prea târziu niciodată să-ți găsești cocktailul preferat. Adică poți să încercăm... Mai cam târziu, când nu se mai filmează Vlad. Și o să încercăm trei tipuri diferite de cocktailuri. Dacă tu ne-am așa plimbat într-o mașină care a apărut într-un film James Bond, în GoldenEye, în BMW Z3, o să încercăm primul dintre ele este cel mai popular. Așa, vodka martini. Da, vodka martini o să încercăm. Deci știi, văd că... Dar cum n-ai vrea să nu știu James Bond? Ești citit. Da, astăzi el zice shaken, not stirred. Adică... amestecat așa, nu așa. E celebră fraza. Să ne zică el care e diferența. De ce vrea James Bond shaken și not stirred? Diferența este mult mai pregnant gustul la shake decât la stir. La stir se diluează mult mai mult băutura, la shake se combină mult mai mult gusturile dintre cele două componente. Așa, îl vrea mai tare? Da. Yeah. Ok, James Bond. Nice. Păi să ne-l faci cum... cum este... Cum îl vrea Bond, exact așa. Da, se pare că avem o predilecție așa pentru băuturi, că și în episodul trecut am băut. A, da? Serios? Da. Pe lângă vodka martini, cocktailul pe care îl face Bogdan acum, James Bond bea deseori șampanie, de fapt da, spumant. Așa, da, spumant. Da. Dar vodka martini apare de cel puțin 20 de ori în filmări. Și o să încercăm, da, o să încercăm acum. Dar în timp ce încercăm ce bea James Bond, o să jucăm o rubrică. O rubrică... James Bond? Nu e James Bond, dar se numește una din două. Adică eu o să zic ție un lucru și tu ai voie să zici niciunul dintre ele. Trebuie să alegi una din două. Ok. Imaginea Gucci sau un rol secundar într-un film de la Hollywood? Deci, rol secundar în film. Așa de repede, stai un pic, că nu e doar... Vreți să o discutăm? Atât de repede? De ce? Imaginea Gucci, nu? Să fii... Adică e ok, dar nu. Ok. Păi... Sper să vă placă. Mulțumim, Bogdan. Pentru... Cheers, mai. Cheers. Ma. Ok. Ok, acum înțeleg diferența dintre shaken și... Da? Imaginea Gucci, dacă era acum 10 ani, mă bucuram să fiu imaginea Gucci. Dar acum m-am mai încântat. Ok. În schimb, un rol secundar cu Tom Hardy, cu Daniel Craig, sau cu oricine de pe la Hollywood. Ok. Yes. Shaken, not stirred. Shaken, not... Yeah. My God. Dacă ajungi prin absurd, să presupunem că ajungi prin absurd la sapă de lemn. Da, pur și simplu, nu există nici Gucci, nici Hollywood, nici Pro TV, nici... Da. Cum ți-ai câștiga bani? Dacă s-ar ajunge aici, ai câștiga făcând video chat sau OnlyFans? OnlyFans. OnlyFans? De da, ce? Da, pentru că video chat-ul e vechi. E deja de pe cale de dispariție. Și vrei să faci ceva mai... Păi normal, trebuie să fie nou, trebuie să fie on the edge, on the verge, okay, la modă. Okay. Da, și asta e, adică noul videochat e OnlyFans. Da, asta m-am întrebat și eu când am vorbit. De ce nu spune videochat? Adică e OnlyFans, man. Adică pentru că e o platformă care se numește OnlyFans. Cum este platforma care se numește Patreon. Da, știu. Și sunt alte platforme unde practic tu ești un sponsor pentru un proiect. Că este nud sau că este un studiu, o cercetare pentru delfinii virgini. Asta e altceva. Știi că delfinii sunt rechini, sunt doar rechini care au un PR bun, că sunt foarte agresivi și delfinii. De dar delfinii sunt ceva foarte... Da, bă, dar delfinii fac sex de plăcere. Noi nu facem asta? Ba da, delfinii și noi. Scuze că vă întrerup, asta e diferența dintre shake și stir. Aha.
La a doua okay. Nu putem să-i dăm shake pe bestiere neapărat, pentru că trebuie diluate. Sunt băuturi care au sunt mai amărui ca și componențe și atunci trebuie diluate, pentru că nu te ajută gustul mult prea pregnant de amărui. Aha, ok, nice. E Campari, nu? Sau? Da. Campari are la bază. Da, da. Deci dacă ajungi la sapă de lemn, OnlyFans accept. Da, da, nu, da. Nu videochat, că nu mai e mainstream. Bun, am înțeles. Mucenici, muntenești sau moldovenești? Că tot e 1 martie. Moldovenești. Moldovenești? Și moldovenești erau aia cu suc, nu? A, nu, nu, aia stil gogoașă, așa. Da, da, aia sunt mucenici. Și nu-ți plac cei cu... Sper să nu se supere în soacră mea. James Bond, James Bond, dar până la soacră. N-am vrut să te bag Marchini, în asta, dar... Marchini și... Marchini asta. Băi, ce-ai făcut Bogdanei, ce-ai pus ca... Martini shake in Aster, dar totul până la soacră, de când vine soacra cu țuica și tu n-ai băut. Asta zic, ok, dacă te cerți cu soacra, putem să stăm aici până mâine seară. Da, exact. Așa se întâmplă când bei ziua. Nu, îmi plac mucenicii, dar îmi plac mucenicii aia mari, îmbibați în suc, în zamă. Zama, da, ok. Aoleu, da. De nu e mici făcuți așa... Băi, nici aia, nu-mi displac. Am impresia că oamenii nu vorbesc când de ajuns de mult despre mucenici. Nu crezi chestia asta? Nu, pentru că simplu faptul că se numesc mucenici. Ți-e frică să vorbești despre asta. De vreo că pizza are un nume foarte... Exact. Sau shawarma, cum se numește, shawarma, da? Sau... Ce-ți face mama de mâncare? Vrei niște mucenici? Exact, nu sună ce mersi. De asta nu se vorbește despre mucenici. Dacă vorbeam despre altceva. Da, despre julien, despre carpaccio, despre mucenici. Let's hai să schimbăm. Drink to that, da? Ah, e deja gata, hai să nu mai bem. Schimbăm, că asta e prea tare. E prea tare, da. E da, James Bond, e de seara. Da, seama că James Bond bea aproape la fiecare film, bea. Fără să ai. Ce este băutură pregnantă? Asta e pregnantă ca și gust, da. Sunt băuturi clasice și... Îți dă curaj fără să ai un scop. Americano conține Campari, vermut roșu și un top de apă minerală. Mhm. Ăsta e mai light, așa. Nu, începe light, dar dacă te duci mai, dacă îl bei pe tot, la fund e... Da, nu se îmbină, nu se combină. Ba, da, rămâne, dacă faci așa, nu? Se combină. Da, da, da. Băi, să bem așa și pentru... Frumă. Ai grijă să nu dai pe tine, da? Să bem pentru mucenici moldovenești. Da. Native and buggers. Păi nu, asta e tradus. Native and buggers. E bun. Ai văzut? Hai să vedem mai departe, la una din două. Am ales mucenicii moldovenești. Asta e bun, asta îmi place. Cine ar câștiga într-un match de Fight Club? Adin Artea sau Vlad? Gândește-te bine. Adin Artea. De ce? Adin Artea l-a făcut pe Vlad. Ok, e good enough. Și Adin Artea mai are și alte mișcări pe lângă Vlad. Și Adin Artea poate să se îmbrace și la training, nu neapărat în costum. Ok. Și dacă te îmbraci și la training, ești mai flexibil. Știi? Da. Adică motivul pentru care l-ai bate pe Vlad ar fi că îl țin... Că Vlad e prea înțepat. Îl țin pantalonii de stop. Îl țin pantalonii... Și vă zic sigur că după 4 ani de filmări în Vlad, îi alunecă pantofi. Îi alunecă pantofi? Hai, okay. Știu că mi-am făcut pantofi la comandă. Poartă mai mult Vlad decât tine? Mi-am făcut, da. Nu, da. Dar mi-am făcut pantofi de costum cu talpă de cauciuc. Ok. Pentru că atunci când alergă Vlad, să nu mai, Doamne, este crunt să alergi în pantofi de aia. Trebuie pantofi. Și costumele erau făcute special, totuși să nu se rupă foarte repede. Na, avea acțiune omul, s-a chinuit destul de mult. Ok, ok. Da. Dar într-un fight club între Adin Artea și Vlad... Pentru Adin Artea câștigător atunci cu Vlad. What happens in fight club stays in fight club. Exact. First rule, era first rule of fight club. Do not talk about fight club. Am încălcat-o pe prima aia. Da, exact. Și cine a scris fight club? Nu. Fight Club este un scenariu adaptat după un roman care se numește Fight Club de Chuck Palahniuk. Palahniuk, ok. Da. Cred că am auzit de... Da, e foarte... Nu știu cum se numește stilul. Eu am citit o carte, un roman care se numește Bântuiți, de Chuck Palahniuk. Minunat. Și tot în genul ăsta. E și mai mult.
capitole și este faima. Din ce an e filmul? Cred că e din, până în 2000, nu? E 90 și ceva? 97? Da, de până în 2000. Ideea e că l-am văzut când aveam 10 ani, 11 ani, nu înțelegi nimic. Nu înțelegi. L-am văzut la 20 și ceva de ani. Da. Masterpiece. Edward deci, Norton, frate. Da, știi? Edward Norton este... Și toți ceilalți, Jared Leto, care e și el acolo, cine mai am stăt? Nu Winona Ryder, nu, cum o cheamă pe tipă? Baron... Nu mai știu cum nu-mi amintesc. Trebuie să mai bem ceva. Da, nu mai bem. Trebuie să mai bem ca să avem o scuză, că nu ne mai amintim. Să ne facem curaj. Da. Facem switch-ul la bobeți? Da, dar mai, mai țin și pasta. Îl mai ține, îl ținem aici. Da. A, putem să le punem pe toate, așa, le facem așa, ting, 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 crescendo. Asta e old fashion, da? Hai să vedem. Old fashion. Asta era băutură mai de seară, e băutură mai de seară old fashion, nu? Dar când a băut James Bond old fashion? Orice oră. Cred că în cel când a fost Daniel Craig, nu mai țin minte. Pentru prosperitate, mie așa îmi place să zic de fiecare dată, pentru prosperitate. Prosperitate să fie. O, da. Ok. Ți se pare tare? Este. L-am diluat foarte mult, adică... Este. Nu-ți se pare tare? Mi se pare aromat. E aromat, dar e și tare. E foarte... E aromat pentru că are bitterul de angostura. Cum se numește bitter de angostura? Angostura, ok. Iar cu... și altceva ce mai are? Are sirop de zahăr. Asta e și definiția unui cocktail de la bază, spirit, sugar, water. Asta sunt componentele, trei componente, ca băutura să fie numită cocktail. Cocktail, da. Okay. Da. Și atunci avem whisky, avem siropul de zahăr și water-ul din supirea gheții. Nu era prost deloc James Bond, adică nu era prost, știa, ce, știa ce bea. Nu este, că... Mai am o întrebare. Cine o să joace James Bond? Ah, uite așa. Cine o să joace James Bond mai nou? Uite așa să fie în crescendo, uite așa. Cadru. Vezi? Arată frumos? Nice. Păi eu cred că ai avea șansă să-l joci pe James Bond. Asta e dar poți. Nu, nu. Da, topul lor, dacă ar fi să-l fac, ar fi așa. Da. Deci, americanul ți-a plăcut mai mult decât old fashion? Da. Serios? Mie ăsta mi-a plăcut mai mult. A, da? Adică știi că bei, știi deci că diferența, e tare. Aici știi aici că... Da, cred. Da. Și văd că martini are așa, dar nu neapărat prin deci ingrediente. Deci dacă ar fi să bea old fashion, dar ar fi o variantă la un whisky plain. Mie îmi place să beau whisky de ăsta afumat. Old fashion ar fi o variantă soft. Se poate face cu orice tip de whisky. Exact. Aici ține dintre comunicarea. Nu e rău deloc. Nu e rău deloc. E foarte bun și ăsta. Mai am o întrebare. Și gata, terminăm că trebuie să te duci să înregistrezi pentru să fac audiobook. Da. Great Gatsby. Yeah. Fii atent, pentru 200.000 de euro. Așa. Ai acceptat să faci baie în ciorbă rădăuțeană? Sau în supă de ceapă franțuzească. 200.000 de euro, alegi una din două. Nu îmi trebuie bani. Nu, trebuie să alegi una din două, ne pare rău. Păi nu, fără bani, aș face baie... Ok, lăsăm banii la o parte, iau eu. Okay. Aș face baie în... Dar să-mi înțeleagă că am, da. Dacă ar fi o provocare treaba asta undeva, aș face eu... Nu trebuie neapărat o miză de genul ăsta. Ok. Alege rădăuțeană. În ciorbă rădăuțeană? Da, da. Îmi place. De ce? Că îmi place. Și aș nota cu gura deschisă. Știi că, cred că e și bancul ăla când cade un tip într-un butoi de bere, într-un butoi cu bere și se duce reprezentantul companiei la nevastă și spune, îi dă vestea și spune, da, a suferit. Și zice, da, nu știu exact dacă a suferit, nu știu cum să vă spun. Păi cum adică? Păi a ieșit de două ori să se pișe. Ce drăguț. Corect. Da. Deci ai face în ciorbă rădăuțeană. Da. Nu în supă de ceapă. Nu în supă de ceapă. Ciorbă rădăuțeană. M-am gândit să te întreb... Nu-mi place ceapa, nu prea. Nu? Nu o scot, ești... din shawarma o pot să las. Ok. Și în salata grecească o scot ceapa. Nu pot. Îmi place că dă aromă, okay, dar și dacă primești 200.000 de euro, faci în supă de ceapă, că asta era discuția. Dacă trebuie, da. Dacă trebuie, da. Dar tot în rădăuțeană. Tot în rădăuțeană mănânc. Sau aș face în aia cu ceapă dacă ar fi crutoane. Aș înota cu gura deschisă.
și cu câte un cruton. Oh, Doamne, ce imaginație. Trebuia să-l întreb cu ciorbă de perișoare, că n-ai mai fi avut aceeași părere. Perișoare sau rădăuțeană sau perișoare și ceapă? Perișoare și ceapă. Nu, perișoare și rădăuțean. Perișoare și rădăuțean. Rădăuțean. Și ciorbă de burtă sau rădăuțeană? Rădăuțeană. Fasole sau rădăuțeană? Rădăuțeană. Nu mai am tipul de ciorbă, mai spune. Spuneți-mi un tip de ciorbă. Păi, zic eu ce-ar face față. Supa de pui cu găluște, da. Supa de pui cu găluște. Sau rădăuțeană, aș avea o problemă, cred că direct în supă. Ok. Doamne, se vede că mi-e foame. Da. Bun. Și asta pentru, e la fix. Pentru ciorbă rădăuțeană. Pentru ciorbă rădăuțeană. Pentru prosperitate. Salut. Pentru prosperitate. Și pentru că ai acceptat provocarea să vii la Crăciun tot anul. Băi, că aici este Crăciun tot anul, știi, da? Da, știi că am vrut să zic asta. Crăciun tot anul, eu zic bună dimineața tot timpul. Și știi de ce? Și pentru, după amiază și seara. Și okay. Seara. Pentru că orice întâlnire e ca o dimineață. Dacă îți plac diminețile sau întâlnirile, spui bună dimineața. Știi? Ok. Mi se pare foarte... Și eu o cafenea în Brașov. Și 12 noaptea în o cafenea în Brașov în care la 6 după amiază, dacă duci să bei cafea, ei te salută cu bună dimineața. Cafenea e super. Da? Da. Nice. Da. Pentru că ai acceptat provocarea și pentru că a fost totul în James Bond style și mașina și cocktailurile pregătite aici la Naiv, am un cadou pentru tine de la prietenii noștri de la Cucu Grocery. Nu cred. Ai aici. Băuturile pe care le-am consumat astăzi să-ți faci acasă să bei cu soția. Îl desfac? Cum vrei, poți să le faci și... Amândouă sale și mele? Amândouă sale tale, că nu încăpeam, am băut 3 cocktailuri, adică... Cucu. Da. Aștia sunt practic cei care livrează. Cei care livrează, exact. Și dacă stai în București sau Ilfov, într-o oră, maxim două, ei vin și îți aduc. Dacă ai poftă să bei un și cocktail... Și aici am kituri de făcut și cocktail. Ai băuturile și ai și o brânzică, ai mai mult. O să vezi tu acasă. Bine. Mai facem de-astea. Nice. Mi-a părut bine că ai venit. Mulțumim. Hai să cu care dăm noroc? Cu cel mai... Hai, eu rămân pe americanul. Alea preferatul tău, da? Eu să dau cu old fashion. Mamă, old fashion americană. Se răsucește, se întoarce James Bond în mormânt, că dăm noroc cu două dintre... Sau un scenariu se întoarce.